Mulți aici, sigur avem mai mulți, vreau să vorbească întâi și întâi dăm cuvântul domnului Vasile Tărățanu. Îl știm că în fiecare an e prezent aici și el cu noi, împărțește bucuriile învierii cu noi și sigur, cu darul vorbirii, poftim ca băieți și ca un sigur. Dragi frații români, iată această înviat sute, mii de ani de acum ne dă putere și credință în biserica noastră ortodoxă, în neamul nostru și în istoria noastră. Acum de câțiva ani ne adunăm aici, este extraordinar, prin străduințele, în primul rând, a Părintelui Paroh în El Gorda, care ați văzut cu cât entuziasm, cu câtă dăruire, cu câtă jertfă și cu cât talent cântă în numele Marelui nostru Domnitor, slăvindu-i pe ostașii care erau lângă el, pe arcașii lui Ștefan, cel mare și sfânt. Ne adunăm de fiecare dată, ne însuplețim unii pe alții, dar asta e prea puțin, dragii mei, prea puțin, pentru că trăim zile extraordinar de grele, zile în care lumea se înstrăinează și puterea actuală face tot posibilul pentru înstrăinarea noastră, pentru îndepărtarea noastră de credința, de istoria și de neamul nostru. Și noi trebuie prin unire, așa cum a spus și domnul Popescu, să fim uniți pentru a putea rezista, căci dezbinarea niciodată nu duce la bine. Dezbinarea este cea mai rea armă împotriva noastră și cel mai rău viciu pe care putem spune că există în această lume. Trebuie să fim cu toții uniți, uniți în cuget și în simțire, așa cum ne-a spus marii noștri dinaintași. Căci unul nu-i putere, unde-s doi puterea crește și dușmanul nu sporește.